Mașinile s-au lovit în lanț pe toată lungimea pasajului care traversează Splaiul Unirii. A doua bandă era acoperită de un strat de gheață. Accidentul s-a produs la prima ora dimineții, când foarte mulți bucureșteni au plecat de acasă spre locurile de muncă. Erau minus 2 grade în capitală, temperatură ce a favorizat înghețarea carosabilului și transformarea lui într-un patinoar. Nu au fost răniți, iar toți șoferii au fost testați cu alcool testul. Oamenii spun că pur și simplu nu au mai putut controla mașinile. Am oprit, am coborât repede din mașină pentru că prevăzusem ce o să se întâmple și au venit din spate și ne-au făcut grămadă pe toți, peste 20 de mașini. Circulație despre acest port? Zilnic. Și zilnic e udă șoseaua. Dar cum, ce pauză este udă? De unde se scurge apa asta pe carosabil, nu pot să-mi dau seama. Am alunecat. E vizibilă gheața jos acolo. Era poliția comunitară jos acolo, dar știți cum e, după război toată lumea arată viteaz. De la începutul podului a început oprirea și am văzut, am tras pe dreapta lângă bordură, am oprit în față și după aia am fost lovit. O dubă m-a lovit, m-a răsucit un pic și după aia m-a intrat o mașină în spatele meu. Polițiștii au oprit traficul pe pasaj și au început cercetările. Administratorul drumului are obligația să răspundă dacă a curățat zona. Dacă niciun utilaj nu a intervenit, primăria va fi amendată și va suporta și reparațiile mașinilor avariate. Conducătorii auto au fost îndrumați legal la sediul biroului de accidente ușoare din cadrul brigăzii rutiere pentru îndocumentarea documentelor de constatare. Se efectuează verificări și cercetări în această situație pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs acest accident de circulație. La 2 ore după producerea carambolului, un utilaj a ajuns în zonă și a împrăștiat sare. Câteva mașini au fost luate cu platforma, iar traficul a revenit la normal după aproape 3 ore.